deși au mai primit încă o poruncă să nu vă depărtați de Ierusalim până nu vă veți îmbrăca cu puterea de sus. Deci voi nu puteți pleca din Ierusalim până nu veți fi desăvârșiți ucenicii ai mei, că voi veți fi mie martori în cer și pe pământ, începând de la Ierusalim până la marginile pământului. Iar David, psalmistul, le spune, în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Deci nu poate veni un apostol din New York, din Nevada, din Australia, din Noua Zeelandă, din Germania sau de pe nu știu unde mai sunt apostoli din ăștia, pasageri. Epistola lui Pavel ne spune clar, la vremea de apoi vor ieși mulți proroci mincinoși, nu trebuie să-i credeți pentru că ei vă vor înșela fiind acei lupi care poartă blândi de oaie, care caută să sfâșie turma și la care Pavel spune foarte categoric, indiferent ce v-ar spune sau ce v-ar propovădui, poate să fie și un înger din cer, dacă vă vestește altă evanghelie decât cea care v-a vorbit-o Hristos, anatema să fie. De ce spune acest lucru? Pentru că Hristos personal așa le-a spus apostolilor, când mergeți să învățați toate neamurile, nu le învățați ce vreți voi, învățați-le numai ceea ce v-am spus eu vouă. Deci, noi atâta avem dreptul să învățăm în biserică. Afară de cărțile de cult și afară de Sfânta Scriptură, altă carte nu există în biserică din care să vorbești. Nu vii tu cu cărți aferente care sunt scoase din contextul Sfintei Scripturi, care nu au legătură cu Duhul Sfânt, chiar dacă uneori vrei să spui, sunt tradiții. Nu! Tradițiile creștine adevărate se hrănesc din Sfânta Scriptură și se adăpostesc la sânul Sfintei Scripturi, iar Scriptura se adăpostește la umbra tradiției, pentru că sunt primele lucruri pe care le-au făcut apostolii și Dumnezeu cu ei împreună și-a început formarea bisericii, adică cel ce vine după mine vă botează pe voi cu Duhul Sfânt. Parcă în apostolul de astăzi, dacă am fost atent de dimineață, când s-a citit la Sfânta Liturghie, spune că personal Pavel întâlnește niște oameni și îi întreabă, primiți-ați voi Duhul Sfânt? Nu. Dar ce fel de botez aveți? Păi avem botezul lui Ioan, adică aveau botezul spălării. Și credeți în Iisus, cel pe care l-a propovăduit Ioan, ca miel al Dumnezeu, cel că păcatul lumii? Credem. Și punându-și mâinile pe el, pe ei a venit peste dâns și Duhul Sfânt. Deci vedeți ce interesant? Deci acela este botezul despre care noi trebuie să vorbim. Botezul strict apostolic. Noi am ajuns acum astăzi să facem tot prin metoda aceasta modernistă și secularistă. Prima teorie și prima inepție care circulă pe toată fața pământului este frica de neca pruncului la botez. Asta e cea mai mare, la ora actuală, cace al mar, imagini terifiante cu un puternic impact emoțional. Deși apa înseamnă viață, noi ne temem să băgăm prunc cu apă, deși mama îl spală cu apă, numai că îl pune pe spate, preotul îl bagă în apă, numai că îl ține cu fața în palmă și îl bagă în apă. Am cântărit odată un botez, l-am cronometrat în mod intenționat, i-am spus, dă drumul la cronometru când fac botezul, să văd cât durează. 17 secunde, repet, 17 secunde, cu interval de câte 3 secunde ridicarea și afundarea din nou. Deci, luând încă o dată câte 3 la cele 3 afundări, deci un botez durează 8 secunde. Adică 8 secunde stă copilul sub apă. N-are timp, având nasul și gurița în palma preotului, nici să respire, nici de cum să tragă apă în el. Și totul e primitiv, totul e schimbat, biserica este învechită, dar nimeni nu știe că în acea întreită afundare este de fapt întreaga îmbrăcare a pruncului în Dumnezeu, moarte și înviere cu Hristos. Vedem în icoana simbolică a botezului că Dumnezeu i-a pus lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, după ce l-a băgat în apele Iordanului, i-a pus apă în creștere. De ce i-a pus apă în creștere?
În momentul când pui apa în creștet, ea cade pe tot trupul, vorbind de partea rațională care sfințește partea animală din om, trupul biologic. Dar noi dacă am sfințit simțurile, am sfințit tot omul. De aceea la botez, când bagi pruncul, nu-l bagi cu fundul, că nu-i sfințești partea animalică, ci îl bagi cu căpușorul înainte, pentru că îi sfințești partea rațională. Și dacă ai sfințit partea rațională, ai sfințit tot pruncul. Un alt motiv pentru care să teme lumea la botez spune că de ce să-i aleg eu copilului credința și să nu aleagă el când e mare? Ce ar fi să bage meșterul sau pictorul sau orice alt specialist un ansamblu, o lucrare, să o înceapă, dar fără să o gândească. Lasă, să văd eu ce să iasă. Ai o schiță, ai o tehnologie, la fel avem și noi mântuirea. Și obiectivă și subiectivă. Ce trebuie să faci să te mântuiești și ce ai făcut ca să fii mântuit. Ei, deci eu în momentul în care vin să afund pruncul în apa Sfântului Botez, vin să-L doresc lui Dumnezeu. Sfânt, îmbrăcat în haină de lumină și cu Hristos în el. De acum înainte, Dumnezeu Tatăl veghează lucrarea cuvântului în inima Lui, pentru că în inima pruncului stă Domnul Hristos. Nu ce mărturisește copilul, că nici părintele care ți l-a botezat nu-i sfânt de săvârșit, nici tatăl care ți l-a născut nu-i sfânt de săvârșit, nici nașul care ți l-a nășit nu-i sfânt de săvârșit. Ai naș care nici măcar nu știu crezul sau Tatăl nostru, dar el este naș pentru că așa e tradiția să ai un naș la botez. Singurul naș al pruncului este Dumnezeu care vede taina și care îl scrie în cartea vieții din clipa în care tu l-ai adus în biserică și l-ai dăruit lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, acesta vreau să fie creștin. Și ca drept dovadă că unii când sunt mari rămân creștini, pentru că așa au dorit ei pe parcurs ce au însușit tainele credinței și unii mor câteodată necreștini, cu tot cu Sfântul Botez, spre a lor osândă și spre a lor nemântuire. Deci Ioan Gură de Aur mustră ambele feluri și spune, vai de creștinul care moare cu fapte de păgân, mai bine nu s-ar fi născut în pântecele Maicii sale și mai bine nu s-ar fi născut. Iar despre preotul care trebuie să împartă creștinismul, spune, o preote, nu puțină muncă zace asupra ta, află sau aflați, o preoților, că din 500 poate nu să mântuiască niciunul și dintr-o mie abia unul. Și decât să fi batjocorit legea lui Hristos, spune Ioan Gură de Aur în Mărgăritare, mai bine ați fi putrezit în pântecele Maicii voastre, că mai lesne era la judecată, decât că ați batjocorit legea lui Hristos. De aceea Ioan Botezătorul se eschivă de îndatorirea divină și spune așa, eu pot să vă spăl păcatele cu apă, dar n-am să pot niciodată să vă botez cu Duhul Sfânt, decât celui care este dat să vă boteze cu Duhul Sfânt. Deci primul naș al pruncului tău este personal Dumnezeu, întreaga Sfântă Treime, care vine și intră în el. Tatăl intră când îl bagi în apă, Fiul când îl împărtășești și Duhul Sfânt când îl pecetluiești cu marele mir. De aceea voi când vă culcați seara, trebuie în primul rând pentru pruncul vostru să ziceți Tatăl nostru, Împărate Cerești și Preasfântă Treime, astea-s rugăciunile începătoare cu care ne mântuim și care sunt adresate pruncului de țâță și în fașă. V-am spus toate lucrurile astea pentru că cel ce botează cu Duhul Sfânt nu e oricine și oriunde. Trebuie să aveți foarte mare grijă de acest lucru. Duhul Sfânt nu se împarte nici prin vot, nu se împarte nici prin semnătură parlamentară sau prezidențială, nu se împarte nici prin putere omenească, ci Duhul suflă acolo unde voiește și acolo unde este trimis, cum ne spune în epistola către Timotei, Pavel îi spune lui Timotei cu mare băgare de seamă, ai grijă să nu te faci de grabă părtaș de sânge nevinovat punându-ți de păcate străine punându-ți mâinile prea repede, prea devreme. Adică să nu hirotonești la întâmplare și apoi ne dă vrednicia diaconilor, la fapte ne dă vrednicia, la 1 Timotei vrednicia preotului și la 2 Timotei la epistole vrednicia episcopului. Dacă nu întâlnim aceste trei elemente sacramentale
pe care le-a avut și Biserica Vechiului Testament, arhierei, cărturari și leviții sau învățătorii de lege, să nu îndrăznim să credem că suntem sub puterea lucrătoare a Duhului Sfânt. Deci trebuie să vedem în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, nu ceea ce vrea să prezinte astăzi biserica, nu biserica, lumea despre biserică, lumea modernă, când se fac tot feluri de filme din acestea, care mai stau la baza blasfemiei, ca să spunem așa, Codul lui Da Vinci, mai era, mi se pare că...